praf, murdărie, geamuri sparte și resturi de mâncare. Asta este doar o parte din ceea ce au găsit comisarii ANPC în peste 80 de mijloace de transport în comun din București. Mai mult, în multe dintre ele, sistemul de frânare, dar și cel de incendiu, nu funcționa corespunzător. Au fost, de altfel, scoase de pe traseu de pe străzile din capitală. Pe de altă parte, circulă tot pe străzile din capitală mai multe tramvaie, troleibuze și autobuze aflate într-o stare deplorabilă. Și asta, bineînțeles, înseamnă un pericol major pentru toți pasagerii. Controlele protecției consumatorului au ajuns și la autobuzele STB. Comisarii au verificat peste 700 de mijloace de transport în comun, geamuri sparte, rugină și scaune rupte. Asta în aproape 10% din parcul auto al societății de transport. Situația este absolut dramatică. Sunt într-o avansată stare de murdărie. Ar și fi folosit alt termen mult mai brutal pentru a zgâria urechile celor care ar trebui să asculte. Am întâlnit situații de chedere lipsă, de uși care nu se închid, de geamuri care sunt sparte și cu niște improvizații de cauciuc cu un șurub, cumva țineau geamul să nu cadă fie pe călător, fie în afară pe carosabil. În urmă cu mai bine de o lună, inspectorii au mai făcut un control la Societatea de Transport București. Atunci, conducerea STB a făcut promisiuni că va lua măsurile necesare pentru a curăța și igieniza mașinile, lucru care nu s-a întâmplat. În plus, în multe dintre mijloace de transport au fost găsite discuri de frână crăpate, rugină în zona sistemului de furtune ale aerului condiționat și nici nu existau senzori la sistemul de alarmă în caz de incendiu. Nu este o prioritate pentru Societatea de Transport Bucureșteană modul în care sunt recondiționate sau întreținute mijloacele de transport, plângându-se lucrătorii de acolo de lipsa pieselor și de faptul că sunt obligați de situație pentru a avea un număr rezonabil de mijloace de transport pe traseu să facă tot felul de operațiuni și tot felul de intervenții la limita bunului simț tehnic. Utilizăm în procesul de reparație doar piese conforme, piese omologate în Uniunea Europeană. Mai mult de atât, ne implicăm într-o ceea ce înseamnă modernizarea parcului de vehicule. Pot spune că sunt 160 de angajați care spală zilnic vehiculele, plus încă 70 care sunt delegați de la o zi de reparații, astfel încât personalul este unul suficient. Cele peste 80 de mijloace de transport în comun cu nereguli au fost scoase de pe traseu, însă aceleași probleme există în aproape toate celelalte. Situația este aceeași în tramvaiul numărul 36, deși este încă în circulație, murdăria și praful sunt la tot pasul. Lipsa curățeniei a dus și la formarea pânzelor de păianjen. Și 46 care merge prin centrul orașului, tot așa e. Dimineața când iese din garaj, ies murdare deja, uite geamurile cum arată. E ceva de speriat, mizerie, ce să mai, că nu pune mâna să angajeze, să spele cum era odată, să spăla la capăt de linie, să spăla tramvaiele, să făcea lună, curat era drag sau ce acum se scârbă. Primarul capitalei nu consideră însă că problemele sunt atât de grave. Este în mod evident un control politic. Curățenia este, se face, nu este la standardele pe care le avem, pentru că asta ar necesita niște investiții pentru care în momentul ăsta nu avem bani. Haideți să privim realitatea și să nu comentăm în niciun fel modul în care interpretează unii sau alții dintre cei ce au și au avut responsabilitatea de a remedia aceste lucruri. Controlele ANPC nu se opresc aici. Acestea vor continua și în țară la toate mijloacele de transport în comun.